Vreau să întreb, când ai primit ultima dată flori? Ultima dată? De la un iubit. Niciodată. N-ai primit niciodată flori? Nu. Păi cum așa? Păi nu s-a nimerit. Nu, asta este. Dar ți-ai dori? Păi cui nu-i place să primească flori? Da. Și nu ai spus vreunui iubit de-al tău, mi-aș dori să primesc un buchet de flori, o floare măcar? Nu, am primit de la tată, de la prieteni, de familie, inclusiv de la fete, că de ce nu, dacă bărbații nu-și fac treaba, măcar fetele noi, între noi, să ne facem, da. Ai un iubit acum? Nu. Pentru următorul tău iubit, ce transmiți care intră în viața ta să-ți aducă ce? Flori. Să-mi aducă flori. Televiziunea Europa Nova a făcut un experiment social. Am întrebat doamnele și domnișoarele când au primit ultima dată flori de la soții sau iubiții lor și când au fost ultima dată invitate la restaurant la o cină în doi. În 4 iulie de ziua mea. De la cine? De la toată lumea. Chiar și de la soț? Bineînțeles, încă cu o zi înainte de la soțul. Ca să fie primul. Da, ca să fie primul, da. V-ar plăcea, nu știu, să primiți de la soț și în zile obișnuite câte o floare? Da, da. Nu prea vă dă. Nu. De ce, doamnă? Așa-i, Ferna, așa-i, nu-i nicio problemă. Îmi cumpăr eu când îmi place ceva, nu-i problemă. Păi și nu spuneți că mi-ar plăcea acea floare, nu vrei să mi-o faci cadou? Auzi, aia nu se cerșește. Ai, dacă vrei să mi-o faci cadou, nu că-ți spun eu, mă faci tu cadou, că așa vrei tu. Păi da, dar așa în discuție mi-a spus soțului că v-ar plăcea să primiți mai des flori. I-am mai spus, da. Poți să spui, m-am mai discutat și altceva, numai de flori, nu? Nu s-a prins de dumnealui. S-o fi prins, da, na. Și că sunt două urechi, pe una intră și alta iasă. Doamne, dar la restaurant vă duce des? Sau când a fost ultima oară când ați fost la restaurant? Așa, duminica. Nu, duminica am fost la prânz. Acum, duminica. Cu soțul? Da, cu toată familia. Dar așa, numai dumneavoastră cu soțul mă interesează. Dacă mergem așa, mai rar. Nu prea avem timp, să spun drept. Mai rar. Dar mai mergem. Și când mergem în concedii, mergem. Da, mergem la o pizza. Sunt importante florile pentru dumneavoastră. Absolut. Pentru toate femeile. Și considerați că le primiți mult prea rar, așa-i? Da. Da. Nu înțeleg bărbații nevoia femeilor de a primi flori? Ba da, dar și ei sunt tot ca noi. Adică? Ființe. Umane. Când au timp oferă, când nu, probabil mai sunt și alte probleme. Nu vreau să le discut, că nu-mi place. Doamnă, spuneți-mi, vă rog, când ați fost ultima dată scoasă la restaurant? Duminică am fost cu seniorii la restaurant și m-am distrat foarte frumos. Da, dar mă refer așa, de un bărbat. Nu. Încă nu. Încă nu. În 12 ani niciodată. În 12 ani niciodată la restaurant? De un bărbat. Și cum este, doamnă? Știu eu. Greu? Da, destul de greu, sigur. Credeți că în ziua de astăzi, bărbații, în general, mai sunt așa atenți cum era soțul dumneavoastră? Nu cred. De ce? Nu știu. La modul general, lumea s-a înrăit. Nu mai este cultura, nu mai este... educația, nu știu, sunt multe, mulți factori, ar trebui vorbit mult pentru... Bărbații nu mai sunt romantici, nu mai sunt atenți? N-aș putea să spun că nu știu, la vârsta mea nu pot să mă pronunț. În orice caz, nu mai este ce a fost odată, asta este clar. Fidelitatea, dragostea, unirea, bunăvoința, atenția, ar cam dispărut. Alte doamne sunt mai norocoase, primesc flori săptămânal, iar asta le face să se simtă extrem de iubite și de apreciate. Acum o săptămână de la soțul și de la copii. Primiți des flori de la soț? Da. Și cum este, doamne? Foarte bine, sentimental. Ce părere aveți despre cei care nu prea oferă flori soților lor? Nu știu, poate nu le iubește sau nu au sentiment față de ele. Deci florile sunt o dovadă clară de iubire. Da, corect. Și la restaurant, doamnă, când ați fost scoasă de soț ultima dată? Tot așa, cam de săptămână. Așadar, ieșiți des, primiți flori des, sunteți o norocoasă. Da, exact. Pot să spun asta. Vă iubiți soțul? Da.
foarte mult. Ce ați transmite dacă v-ar vedea acum la televizor? Că îl iubesc foarte mult și să fim sănătoși. Și să vă mai aduc în continuare? Flori, corect. Am intrat și la o florărie pentru a vedea cine cumpără cel mai des flori, femeile sau bărbații. Destul de des intră, 2-3 bărbați, 5-10, depinde de zile, de onomastice și de evenimente. Din ce ați observat, oferă bărbații așa flori într-o zi obișnuită sau doar cu anumite ocazii speciale? Mai mult pentru ocazii, în zile obișnuite, adică pentru mai puține persoane, foarte puține, dar sunt și asemenea bărbați. Credeți că românii au mai puțin această cultură de a oferi flori într-o zi normală, obișnuită, fără să aibă vreo însemnătate acea zi? Da, categoric da. Și ce ar trebui să facem? Cum am putea lucra la acest lucru? Educație floristică, altceva nu. S-a pierdut. Pe vremuri, că am o vârstă, exista. Se ofereau flori fără nicio ocazie. Acum, probabil, internetul, trimitem o inimioară, trimitem un buchet, o felicitare de pe un emoticon și nu mai vrem florile vii alive. Chiar așa s-a ajuns, doamnă, totul să fie virtual? Aproximativ, da, cam așa. Domnilor, să-și arate respectul, iubirea cu o floare în fiecare zi sau la 2-3 zile pentru doamna lor și vor fi fericite și ele și ei. În sondajul realizat de noi, doamnele își doresc în unanimitate să fie surprinse cu flori cât mai des, iar relația să fie condimentată și cu cine romantice la restaurant.